băieți din grupa de 97-98, care sunt practic la sfârșitul primului an de instruire. Primul an de instruire, întotdeauna eu am pus un mare accent pe trecerea prin tot ABC-ul tehnic, tactic, fizic, pentru că considerăm că pentru un viitor jucător de mare performanță, în fotbal de performanță, stăpânirea tuturor procedurilor tehnice, stăpânirea tuturor principiilor și regulilor tactice, individuale și colective, stăpânirea din punct de vedere atletic al tuturor deprinderilor de alergare și de seritură, sunt lucruri extrem, extrem de importante, care alături de talentul cu care vine înzestrat de la Dumnezeu, el sigur poate atunci să urce cât mai sus. Numai așa poate să-și pună în valoare talentul printr-o instruire foarte, foarte bună pe toate cele trei, pe cele trei factori a antrenamentului: tehnic, tactic, fizic. Acum urmăriți, iată, lovirea mingii cu latul, în care jucătorul este preocupat în permanență să lovească mingea cu cea mai mare suprafață a labei piciorului, vârful este scos în afară, mingea se lovește în zona centrală, ambele picioare trebuie folosite, joacă, lucrează, glezna bine blocată, da, laba piciorului formează un unghi de 90 de grade cu piciorul de sprijin. Relaxat, relaxat, liniștit, așa bine, așa bine.